Bine v-am găsit, stimatele spectatori, aceasta nu este o înregistrare, m-am întors din Italia, de pe la prânz, am și fost la birou și am lucrat, am scris cât am putut și este o transmisie de acasă, chiar dacă e decorul de înregistrare. Apropo de înregistrare, am primit mesaje pozitive despre amintirile mele, dacă se poate spune așa, și sunt multe, din bătălia dusă în comunism, cel puțin din partea mea, dar și altora, pentru a face un pic mai bine. Odată ar trebui să discutăm, da, deja sunt obosit la 74 de ani să tot explic că toate regimurile, până și, dacă vreți, regimul hitlerist, toate dictaturile și dictaturile cele mai, până și, să spun, Imperiul Mongol, au avut oameni și oameni. Au avut oameni ticăloși, oameni oportuniști, oameni care au luptat fățiș, alții care au încercat, repet, un pic de bine. Un pic mai bine. Adică, sigur, mi-a trimis un telespectator, un mesaj că, apropo de Petru Dumitriu, l-am pomenit că înainte de a pleca de fapt a plecat oficial în Berlinul de Est cu mașina lui Maurer. Era un tip și cu nevastă sa. El, Petru Dumitriu, a trecut pe la Cluj și povestește cititorul că a stat la Aurel Rău și înainte de a pleca mai departe a vrut să-i dea blana. Soția îi dea blana soției lui Rău și Rău n-a primit-o. Nu știu, nici a avut așa un instinct că după asta trecea de colaborator. Eu am scris aproape un sfert de carte, un eseu lung despre, cu multe elemente din dosarele securității, cu titlul Fuga lui Petru Dumitriu zguduie securitatea. Un singur lucru, un amănunt așa, că de obicei eu îmi propun un sumar, dar niciodată nu respect. Asta e, că este un fel de taifas al meu cu dumneavoastră. El a plecat cu mașina pe ideea că vizitează Berlinul de Est. Din Berlinul de Est puteai să treci în Berlinul de Vest, pe la un checkpoint de acolo. În momentul în care forțai trecerea, sovieticii și cu redegiștii trăgeau după tine. El a trecut, nevastă s-a lăsat așa pe banchetă și a scăpat, s-a tras după el, dar nu l-au lovit. Și povestesc el în, cred că în întâlniri, nu întâlniri de la judecata de apoi, am o lapsă, cum ar veni, a fost acolo când a ajuns, a scris o carte, un fel de carte de memorii. Așa, am un lapsus acum. Și povestește că era duminică și cu mașina s-a dus prima dată la un din ăsta, a trecut în lume liber, la un post din ăsta francez, că acolo trebuia să predea. Și zice el și zice, emoționat, trăiască lumea liberă, sunt, făcut să zic, am ajuns în Germania și era ce, aoleu, zice, vai de mine, zice franțuzul, aoleu, știu, acum ați venit și mă când plecam, trebuie să mă întâlnesc cu locurile, că a fost prima lui experiență, că el venise, credea că ăla zice, bravo, ai venit din lumea liberă. Petru Dumitrici a făcut o observație de scriitor. Oamenii sunt oameni și nu sărea nimeni în sus. Ăla avea treabă să întâlnească cu logornica.
Tot Petru Dumitriu, în Extremul Occident, într-un roman și în altele, a lansat o teză extraordinară, dar devastatoare, devastator de melancolică. Și spune așa, cât timp eram în Est, mă gândeam ce bine e în Vest. Când am ajuns în Vest și am văzut că și acolo sunt foarte mari probleme, mi-am dat seama că pământul e rotund și că nu m-am unde fugi, că e mic. Adică de acolo din Vest, ori în Est, ori tot rămâi în Vest. Bun. Evident că voi mai povesti și despre bătălia mea de la revista Teatru, despre serie de subterfugii folosite de mine, sigur cu sprijinul multor oameni de la partid, de la UTC, care erau, unii erau tâmpiți, dar alții erau luminați. Eu am avut ghinionul că am lucrat cu oameni luminați, de-aia nu pot să spun că nu știu ce am suferit. Am suferit, în sensul că nu mi-a apărut cartea de 1300 de pagini, dar asta nu înseamnă că acum trebuie să mă dau dizident. Când într-unul din referatele, în referatul care mi-l respinge, că era un referat care numai l-am aflat după 80, după 89, se spune că în cartea mea par un agent al țărăniștilor, al liberalilor din anii 45. Bă, nu eram eu al liberalilor și țărăniștilor. Da, așa este. Și repet încă o dată, eu nu am fost un profitor al regimului. În afară de că am muncit ca prostul, ca acum, cu tot ce acum am venit de la, în primul rând că în Italia, am muncit de mea, m-au sărit capacele, m-am scurat dimineață, am urcat în mașină, am filmat, am fotografiat, am notat, în seara am scris. Am zis că hai să scriu și eu în sfârșit însemnări când sunt acolo. În avion am scris. Ce se spune? M-am distrat că eram în Londra. Când am ajuns la Otopen, să luăm taxi cu soția și era acolo o linie de taxiuri și zice ăla, zice, dacă vă urcați, dar vă costă mai scump decât dacă v-ați fi, nu știu, ați fi comandat taxi, că noi ne-am întrebat, pentru că era un șer de taxi obișnuit cu stilul occidental, adică cu, din alte țări, e prima mașină care e prima, că poți, noi era pe la jumătate așa și zic, nu, am întrebat dacă mergeți pe ideea că să nu se supere la din față și, mă rog, pe drum taximetristul zice, nu, băi, sigur, nu m-a cunoscut. Nu trebuie să mă cunoască toți taximetriști. Și zice, zice, veniți din vacanță? Da, zice soția. Ați fost în Dubai. Zic, nu. Și mi-am dat seama că odată ce acceptasem să ne urcăm într-un taxi care era mai scump decât ăla, care nu știu ce, era mai ieftin cu un leu, pentru el veneam din Dubai. Aveam aerul unor tip care veneau din Dubai. Da, mă rog. Și deci am muncit, m-am întors și atunci am muncit. Și încă o dată vă spun, am stat, fosta mea soție, prima soție, a terminat facultatea de la Cluj după mine, eu adică am terminat-o mai înainte și am ajuns la viața studențească, eram redactor la viața studențească și cu toate acestea ea a primit repartiție la Slobozia. Era profesoară de limba franceză. Și s-a făcut naveta de eu să recapacele. Nu știu, poate a găsit pe undeva, pe la Pionier, dar a găsit nu prin mine. Cunoscut pe cineva care a cunoscut pe cineva. Bun. Am stat venind în București prima dată la un cămin studențesc. Mă rog, am stat cu Mircea Florinșandru într-un apartament, că eram singur, că soția încă era căsătorită cu mine, a primit Slobozia că era căsătorită cu cineva din București, nu că era căsătorită cu mine cu Cristoiu de la viața studențească, avea și note, a fost și note foarte bune. După asta a venit și ea în București și am primit o garsonieră în Pantelimon, ultimul bloc din Pantelimon. V-am spus mereu, pentru mine a fost
o perioadă extraordinară, deoarece puteam să mă urc în tramvaiul 14 de la capăt și puteam să mă așez, nu pe scaun, că eram tânăr și trebuia să dau locul, că ajungeam cu tramvaiul ăla până în Brezoianu, până în centru. Făcea vreo jumătate de oră. Și mă așezam întotdeauna la, acolo, la, nu știu cum e acum, la tramvai, că n-am mai mers, mă cere să merg cu tramvaiul. Nu că n-aș putea să merg, dar n-am ocazie. Mă duc așa să fac o excursie cu tramvaiul, îl fac, dacă vreți. Și acolo, când urc pe la mijloc, e o linie, cred că e și acum, o bară și acolo, e largă, unde nu sunt. Mă așezam acolo, citeam, am citit pe rupte. Așa mi-am făcut cultura generală în tramvai. Și după asta, mă rog, s-a născut Ioana, trebuia, nu puteam, o garsonieră, două dracule, da? Și mi-au dat repartiție, asta eram, încă o dată, totuși, gândiți-vă, și eram deja redactor șef adjunct. Mi-a repartiție în șoseaua Alexandriei, la ultimul bloc din șoseaua Alexandriei, parcă era un blestem, adică ultimul bloc. Făceam până, eram redactor, șef adjunct la Scânteia Trenetului și ședeam acolo. Vă imaginați să mergi până la Casa Scântei, mergeam cu tramvaiul 2 până la Unirii și de acolo luam autobuzul 331, da? Aveam mașină, da? La soția mea cu ea, știi? Și rar când luam eu mașină. Deci, din punctul acesta, și la un moment dat, când mai aveam 2-3 ani de stat la asta, v-am spus, m-am dus la, adică prin pile m-am dus la Nico. Cineva, Nicolae Croitoru, care era la capital, știți cum e, în România. I-a zis lui Nicu, domnule, e unul, Cristoiu, da, domnule, știu, e bun, scrie bine, da, dar zice, stă la mama dracului în șoseaua Alexandriei până la Casa Scânteii, face, mănâncă o pâine. Și m-am zis că mi-a dat Nicu Ceaușescu o casă în șoseaua Ștefan cel Mare, pe lângă circ pe acolo, într-un bloc deasupra lui Măgureanu. De-aia era. Bun, deci asta e, n-am profitat, nu, pare rău, adică, și n-am profitat pentru că eram prost. Că acum munceam pe rupte, dar mă băteam să public pe Trante Coșovi și pe Cărtărescu. Și dacă acum îi spui lui Cărtărescu, zice că eu eram comunist și activist comunist și el era disident. Nu! În primul număr din eveniment, din supliment, din septembrie 1980, scrie și el. Datorită mie, că eram eu pe acolo. L-au publicat și el, și Manolescu, și în măsura posibilităților cele mele, că nu eram niciodată chiar de capul meu, adică sigur că mă lăsau, dar pentru asta mă durea capul. Bun, pe scurt, să termin, să povestesc la revista Teatru și de fiecare dată când mă întorc din Occident, mi-e ciudă, dar acum a fost mai ciudă ca niciodată, am fost mai furos ca niciodată pe faptul că noi suntem în Schengen. Stimați telespectatori, de 3 luni România spală pe picioare toate marele puteri, da? Am stat în cap, am primit refugiați, am transformat România într-o, cum să spun, într-un teritoriu de baze militare. Când a venit Macron, de-aia nu a venit la o vizită oficială, s-a dus la soldații lui. Toți ăștia care au venit pe la noi, deci noi am făcut totul. Am ajutat, am trimis mercenari, am ajutat, îi ajutăm pe ucraineni să trimită grâu, în loc să trimitem noi grâul nostru, să-l exportăm. Am făcut tot. Încă o dată, nu în această perioadă, dacă noi aveam un alt președinte decât această slugă băloasă, cum o spun acum cu revoltă, care este Klaus Iohannis, nu obținea el, bă, Schengenul. Pentru că în cazul Schengen, noi ne-am îndeplinit toate obligațiile cu tare, numai că nu vor necesitate. Adică cum, dracu mă, Zelenski obține, da? Zelenski obține, face gălăgie, da? Păi, muste, noi nu puteam... Nu, lasă o parte că n-a fost nicio conferință de presă, unul numit Claudius Ioanes, n-a zis-o, de-al dracului. Și tot profit de faptul că este Ursula aici, așa, și de față, doamna cu tare, comisar, șefă, ce o fi ea,
președintea comisiei spune, românii au nevoie să intre în Schengen. Când a venit Macron, românii, dar public, cum să zică mă sluga asta? Că el e nebun, vrea un job. Eu n-am spus, eu când vorbesc de demnitate națională, de interes național, n-am zis să purtăm ie, catrință și să facem, să comparăm nunta lui Simion cu nunta lui Codreanu. Am scris două editoriale, ce dracu, facem mișto de noi, jignitor, Cornelu Zela Codreanu, Cornelu Zela Codreanu, punct, am terminat. Așa putem face nuntă și să o comparăm cu nunta reginei Angliei. Nu, nu există comparație, dar noastră. Nu putea odată. Dom'le, să-i piseze la cap, pentru că ei au nevoie de noi. Cine toată această prostie, această tâmpenie pe care o vântură toți politrucii în frunte cu Ciucă, cu ăla, cu Țopăilă, cu Mircea Joană, că și cu Iohannis, că venind la noi trupe, armament, ne apără pe noi, păi suntem membri NATO. Cum adică? Ca să apere, să zicem, nu știu, spuneți o țară, da? Țările Baltice se și înveținează cu Rusia, atunci înseamnă că țările Baltice sunt toate baze militare? Nu! O bază militară, o unitate, o armată străină venită pe teritoriul unei țări este o mare favoare pe care o face țara gazdă peste toată lumea. Voi vrei să... Nu, au venit acum, gata, au venit cum zice, și a venit Dâncu și ăsta, PSD-istul ăsta care, Dâncu care ăsta care nu știe ce la pistol, toc de pistol, crede că e tocul cui de la pantoful nevesteți. El când zici toc, și a, tocul, nu mă, tocul pistolului. Aha, are toc. Nu, mintea la cu tocul descris, nu. Era tocul nevesteți. Sau ce-o fi având el. Bun. Deci asta este. Mă, chiar așa ceva. Bă, să fiu alt dracu, după trei luni, bă, am făcut totul. Făceam, mai pisam la creier. Nu. Uite, nu mai facem aia, nu mai înlesnim pășesc transportul de arme, da? De ce? Pentru că noi vrem să intrăm în Schengen. Și el a spunea, bă, cu nebunul ăla, holo, cu România, trebuie să-i faci. Zic că el era bucuros, era fericit. Cum venea câte unul, pe aici se scăpa pe el de fericire. Ați auzit vreodată scăpa pe el de fericire? Se uda tot. Aoleu, a venit al Belgii, aoleu, a venit. Și era râd de tot. Oameni buni, dacă ești președintele României, domnule, ești acolo o fiară în interesul românilor. De noi în continuare, noi și bulgari cu Schengen. Noi tot așa, cu ăla, cu tot, cu, în curând o să intre în Schengen ucrainenii și nu noi. Bun. Da. Știrea numărul 1 și scandal numărul 1 este cel cu decizia privind avortul din SUA. Hai să lămurim un lucru. Eu spun cu răceală. Curtea Supremă de Justiție Statului ale Americii nu a interzis avortul. A dat posibilitatea ca statele componente ale federației care vor să interzică avortul și avortul după 15 săptămâni. Stați un pic. 15 săptămâni au dat posibilitatea să-l interzică. Bun, din punctul meu de vedere, nu văd niciun scandal. Nu am zis, este ilegal, nu aveți voie. A zis, bă, dacă vrea un stat și dacă luptătorii, că am văzut că mi-a atras atenția cineva că foarte mulți sunt bărbați care luptă. Eu nu înțeleg, ei avortează. Normal fi și numai femeile. Bun. Dacă un stat e conservator și interzice avortul, păi să se ducă femeile să-i dea cu cratițele în cap, cu tingerile în cap guvernatorului sau alora. Adică, da, de ce să stipuleze, de ce să nu se lupte și ele, da? Bun. După părerea mea, însă, asta este o mare șmecherie electorală. Eu nu cred, adică, probabil că, nu știu, aia de la înaltă Curtea Supremă, or fi conservatori și progresiști.
Nu mă interesează. Această decizie este mană cerească pentru democrația lui Biden. În primul rând, că a început campania electorală, că în noiembrie are loc alegerile pentru Congres la jumătate și am spus că jumătate din Congrese în noiește. Deci, au o temă. E o temă din asta emoționantă. Nu e o temă, și o temă pe care o rezolvi, dai din gură. Nu e o temă care se spună, bă, dar de ce a crescut prețul carburantului? De ce avem noi șomer? De ce e viața tot mai grea? Acolo n-ai răspuns. Ca și la noi, aici e ca la noi. Ca, cum a fost tema luptei împotriva corupției a lui Claus Iohannis și a lui Traian Băsescu. Și a statului de drept. Așa de bune au fost că corupția a crescut și mai mult. Temă sentimentală. Cred că republicanii au primit o lovitură deoarece mult mai activi la vot vor fi cei femeile sau cei care sunt loviți de această chestiune cu avortul decât și care ziceau, bă, să nu facem avort, tu să faci copii. Pentru că, până la urmă, dacă vrei să faci copii, faci copii. Bun. Dar, repet, este o șmecherie în favoarea democraților, pentru că poate că singura, poate că o victimă este războiul din Ucraina, că aia discut acum numai și numai despre despre avort. Ce mi-a plăcut mie la tata moșu Biden, ați văzut că e deja gaga, adică îi se scrie, eu cum e, am înțeles că a venit cu o listă și o ținea cu fața către ei, lasă o parte către presă, că trebuia să cu față, lasă o parte că nu știa care, la o hârtie din asta, el nu știa care e fața și care e dosul. Eu rămân în continuare această idee. Dom'le, și la 81 de ani nu poți să fii nici măcar președinte de bloc. E presupune un stres. Mă, că scriitor poți să fii. Da, nici atunci nu... Uitați, vă numim, poți să doar 4 ore pe noapte. Deci în stresul ăla eu cred că... cum poți cu creierul de... forța intelectuală de 81 de ani, care de-abia pâlpâie, e bătrân, sunt și eu bătrân, știți cum e, se conduc America. Și cred că acum ei scriu aia pe hârtie, nu unde să stea. Și când zice la Beciu, stimate domnule președinte, când vă duceți la Beciu, deschideți ușa, nu vă faceți în fața ușii, cât dincolo e, da? Acolo când vă așezați. Sau poate, poate chiar se duce cineva cu el, cred. Bun. Ce mi-a plăcut la el este că la tata moșu că zice noi, America, vom lupta ca toate țările lumii, să, toate democrațiile să respecte dreptul la avort. Bine mă, tataie, ca să zic și eu tataie, dacă în România curtea se cere făcea ceea ce a făcut Curtea Supremă de Justiție, voi de mine, nu că stradul ăla, venea și camerista aia care spală WC-urile de la ambasada americană să bată cu pumnul masă. Aha, păi și zice, adică cum adică tu o să bați tataie cu pumnul masă ca alte țări să nu facă ce ai făcut tu? Păi de ce ai făcut? Păi nu că e curtea. Păi atunci dacă tu respecti și nu dai cu tunul în Curtea Constituțională, în Curtea Supremă de Justiție, că e și Curtea Constituțională, și nu o dizolvi. Păi atunci, de ce să o dizolvăm noi? Adică nu, dacă e cumva o altă țară decide chestia asta, ei sunt furie. Păi bun, și dai... Bun, și nu ultimul rând, noi avem un ambasador, cum se numește, Muraru, Adrian Muraru, fratele, e Păduche 1, sau Păduche 2, că Păduche, sunt doi frați gemeni, Păduchi, unul este Alexandru Muraru, ăla care voia să-l îngroape, nu știu câte oară, pe Mareșalul Antonescu, așa, și care i-a pus lui Coșbuc o tăbliță la șold, nu lui Coșbuc, lui Goga, și
unul care l-au trimis tradiționalist ambasador, dracu știe de ce. Ei, vi-l imaginat pe acest domn Muraru, ambasadorul nostru, acum ar trebui să se ducă la Biden. Nu, ar trebui să scrie pe Facebook această împuțită Curte Supremă a Americii și iată în ce stadiu și eu protestez în numele poporului român. Cum să facem asta? Mi-a trimis un e-mail, un articol Bogdan Iacob, că e unul Pavel Popescu, nu știu, peneliști. Așa, care a propus un proiect de lege prin care ambasada României de la Washington să aibă așa un duium de bani ca să facă, nu știu ce, sindrofii, ca să poată să organizeze în America serbarea, nu știu, parteneriatului. Bravo, mă, bună afacere, da? Fiecare serbare cu whisky, cu ăla, da, bun. Da. Nu știu dacă am zis, hai să vedem măcar știrea cu... Acolo sunt proteste cu avort. Bun, știrea. Wade, the US Supreme Court decision, which for half a century has underpinned the constitutional right to abortion in America, has been overturned. The court's justices voted 6-3 against the right, with all three of the justices appointed by former President Trump voting to strike down abortion. It will now be an issue decided by individual states, with about half expected to ban or severely restrict the procedure for women. Earlier, US President Joe Biden said he will do everything in his power to protect women from states where abortion will be banned to travel to states where it will remain legal. So, if a woman lives in a state that restricts abortion, the Supreme Court's decision does not prevent her from traveling from her home state to the state that allows it. It does not prevent a doctor in that state from treating her. As the Attorney General has made clear, women must remain free to travel safely to another state to seek care they need. My administration will defend that bedrock right. V-am explicat că în România, că marea problemă în România nu e faptul că presa nu știu cum să spun, îl critică pe Putin. Normal că îl critică pentru că au încălcat dreptul internațional. E o agresiune. Nu, nenorocirea în România și în Occident este faptul că noi, ăștia care suntem mai curioși, nu știm nimic despre ce se întâmplă în Ucraina. Noi nu știm nimic. Suntem mai rău acum decât eram noi ăștia, chiar că aia care lucrau în presă, în legătură cu ce era în Occident. Nu știu nimic. Ni se ascunde, adică mi se pare normal să am, nu despre Putin, să am articole despre ce fac ucrainenii. Mor pe capete acolo în război. Cum stau ei? Pentru că iată o știre că știți că acolo a fost o bătălie la Severodonetsk, cumplită, așa, care risca să fie un fel de nou Mariupol, da? S-au obărât aia și într-o fabrică azi. Și acum, ieri sau azi dimineață, s-a anunțat oficial că Zelenski a cerut trupele ucrainene să plece de acolo. Imediat a sărit besencisme de la noi. Doamne, generalii noștri, când te uiți și îl vezi pe Ciucă și vezi generalii români. Nu, doamne, retragere tactică. Alo, nene, ăștia, besencisme, generali în rezervă. Vorbeam cu cineva, doamne, vă imaginați dacă noi aveam un război, ce generali avem? Doamne, maica, doamne, n-am pomenit în viața mea. Uitați-vă la Ciucă, șef de stat major, fost șef de stat. Doamne, când vezi un general latinoamerican, nu general, colonel, și vezi, scrie pe fața lui lovitură de stat. Că dai o lovitură de stat. Păi ce liniște, cum se spune, doamne, maica, doamne, singurul pe care mi-l imaginez este că ciupesc de fund ospătarele. Este o spătăriță singur, dacă își pot permite. Restriște din aia, bolovan, transpirați, besencizme, așa le zic eu, da?
Noi, domnule, retragere tactică, luăm, ai auzit chestia asta și că ne-am retras noi de la Stalingrad. Au plecat dintr-un punche. De ce spun? N-ar fi normal ca noi să știm de ce e legea marțială. Legea marțială de ce dă voie să descopere rețele de spionaj? De ce la în Ucraina nu-i dictatură și este în Rusia? Tot dictatură. Unde-i parlamentul? Unde-i guvernul? Moralul ucrainenilor. Din fiecare zi află că tata moșul Biden le mai trimite câte o tinichea. Acum zice că le trimite 14 nave. Băi, alo, nu poți să trimiți 16 rachete, sisteme de rachete, că în Rusia au vreo 150. Nu, e gata, te cumpleșezi, degeaba spui. Și uite că și aici. Da. Bun, deci știrea aceasta, ia să o vedem, cred că, nu știu unde, cred că a apărut la unul într-un, nu mai cred că pe vreo televiziune de știri. Dacă a apărut, o dau. O să văd dacă, după ce înregistrez, dacă există pe undeva. This is the Azot chemical plant in Severodonetsk on Ukraine's eastern front line. Hundreds of civilians, including women and children, are reportedly sheltering in its bunkers. After suffering some of the heaviest fighting and most intense artillery bombardments since the war began 4 months ago, Ukrainian forces have begun retreating from the city. Nu era normal să dea, pentru că, deci nu se poate, pentru că noi întreținem în România și în Occident iluzii. Și iluzii că acuși rușii fug. Nu fug. Și atunci noi, așa ne-am învățat pe noi democrația, dom'le, trebuie să trăim cu luciditate, da. Bun. Din câte știu, noi avem un președinte, se numește Klaus Iohannis și acest Klaus Iohannis, știți că există o expresie, e de 2 lei. Zice de 2 lei. Ei, acum pot să vă spun cu certitudine că avem un președinte de 50 de bani. Ia să vedem, nu știu, au redus ăștia prețul la carburant cu 50 de bani, nu știu, la litru. Ia să vedem ce a zis despre această decizie marele Klaus Iohannis, cel mai înalt dintre toți, de câte ori este o întâlnire asta, el are o singură calitate, e cel mai înalt. Bun. Până la urmă, deci, 50 de bani. Sunt 50 de bani pe care nu-i dai când alimentezi la pompă și cred că la cei care, de exemplu, pentru transport de mărfuri, consumă cantități mari de carburant, se simte la sfârșitul lunii și la unii se simte chiar semnificativ. Deci noi avem în sfârșit un președinte, nu de 2 lei, avem un președinte de 50 de bani, asta să fie, adică fie țărâna politică ușoară. Am fost în Italia, printre alte, n-am ținut neapărat să ajung la Solferino. Solferino este o localitate unde a avut loc o bătălie 24 iunie 1859, țin minte 24 iunie, ce a fost câteva zile mai înainte, sângeroasă între, de o parte, francezii și italienii, francezii conduși de Vittorio Emanuele, nu, italienii, francezii de Napoleon al III-lea și dincolo austriecii de Franz Josef. Bun. Dincolo de faptul că Solferino rămâne în istoria Italiei ca una din bătăliile care a dus către unificarea Italiei, la Solferino, în urma acestei bătălii, s-a înființat Crucea Roșie. Și anume, un domn, Henry Dunant, poate ați auzit, care era acolo, venise, el era om de afaceri francez și a venit după Napoleon al III-lea, făcut un aranjament, a ajuns după bătălie, dar era și cald și a fost impresionat de răni care se infectau de ceva groaznic. A fost pentru, e considerat, a fost și o bătălie cumplită, sângeroasă. Și el, inspirat, a și scris o carte, un souvenir de Solferino, am cumpărat acolo, am găsit-o la muzeul de Solferino, era singura carte în franceză, da? Și
Da, asta când am fost la Danunțiu, o să vă povestesc de unde m-am dus la aia, la prima dată, după ce ies de la un muzeu, mă duc la bookstore să văd ce cumpăr. Nu le aveți ceva cu casa? Nu, zice. Zic în franceze, nu în italian. Zice, da, da, și mi-a arătat un cărțuie din ăla despre Danunțiu, de vreo 800 de pagini, nu că era în franceze, că îl citeam. Păi, dar ce dracu mi-aș citești și pe asta 800 de pagini, ce dracu. Bun, pe asta am cumpărat-o, că era și mai mică. O să citesc. În consecință, la Solferino există un memorial al Crucii Roșii. Deci, acest memorial are, o să vă am filmat, acest memorial are o, cum să zic, o alee frumoasă, o să vedeți, am filmat. Pe peretele, cum ar veni din, o să vedeți cum te duci din partea asta, dreapta, este așa un soi de perete pe care se află pe plăcuțe numele statelor care fac parte din Crucea Roșie, da? Stimați telespectatori, veți vedea în acest film ceva incredibil. Toate statele foste comuniste s-au adaptat la postcomunism, adică nu mai e trecută URSS, este o tabliță, o să vedeți, Federația Rusă. Nu mai este Iugoslavia, e Serbia, Slovenia. Nu mai este URSS, este Ucraina, de exemplu. Nu mai există RDG, e Germania. Stimați telespectatori, România are o placă pe care scrie, și o să vedeți, nu vă înșel, scrie așa, Crucea Roșie a Republicii Populare Române. Bă, vă imaginați, deci acolo vine multă lume, că este memorialul tipic pentru Crucea Roșie. Doamne, încă o dată, toate celelalte țări deci România a rămas la Republică Populară. Mai oameni buni, mai om de treabă. Mă, în România nu avem o cruce roșie, fie crucea măse, vorba. Bă, cine mă, șeful? Unul n-a trecut pe acolo. Zic că, bă, e crucea roșie are și republici, o să nu republici, republic, are populare române, în 1900. Bun, acum tot trebuia să, mă rog, măcar socialiste. Deci nimeni de la ministerul ăla de externe, de la aici, de la acest trabucel, mă, dar nimeni nu zice, uite, zic eu. Și am o rugăminte, dacă a mai trecut cineva, băi, facem, mă, o petiție online, mă, să schimbe, ne facem de râde. Și acolo facem, o să vedeți, acolo, pe aici, frumos, Rusia, Federația Rusă, Ungurea, un ungurește, mișto, foarte mișto. Unele sunt foarte frumoase, plăcute. Anul ăsta este pirpirită pe acolo, zice, Crucea Roșie, Republica Română. Că tot se uită, na, care sunt țările lor, da? În partea a doua acestui reportaj veți vedea în, acolo o bătălie cumplită, a fost pentru cucerirea unui turn care este înalt, o să vedeți turnul așa, este de 1000 de ani și se numește Spionul Italiei. Este înalt, o să vedeți cum am filmat eu, că dacă ajungi în vârful lui, așa pe terasă, vezi toată câmpia Padurei. Deci dacă ești acolo, tu mai ai nevoie de nimic, că vezi dacă vin hunii, dacă vin rușii, îi vezi venind, da? Bun, foarte frumos este, pentru că e un muzeu în interiorul acelui turn și mi-a plăcut că nu, adică urcușul este față de alte turnuri destul de ușor și așa un fel de pantă la capătul, să zicem, unei pante așa de lemn, e un tablou din bătălia de la Solferino, dar încă o dată, Spionul Italiei, o să-l vedeți acum și încă o dată, noi suntem încă, România este la Solferino, încă Republica Populară Română. Mulțumesc, la revedere!
Așa. Păi, uite. Mi-e 20.